Bună, Julia, sunt Lydia. Ne bucurăm să te revedem. Și eu mă bucur. Data trecută a rămas să discutăm întrebarea ce se întâmplă când omul moare. Tu ce părere ai? Hmm, să fiu sinceră, nu prea știu. Unii oameni spun că mergem la cer, alții spun că ne reîncarnăm. E adevărat, oamenii au tot felul de idei. Ai avut vreodată ocazia să afli ce spune Biblia despre asta? Nu, nu mi-amintesc. Răspunsul Bibliei s-ar putea să te surprindă. Iată ce citim în Eclesiastul 9 cu 5 și 10. Suzana, vrei te rog să citești? Sigur, cu plăcere. Fiindcă cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, căci până și amintirea li se uită. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta căci în mormânt, locul unde te duci, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Așadar, dacă în mormânt nu există nici lucrare, nici plan, ce înțelegem de aici despre starea morților? Se spune că morții nu știu nimic. Așa e. Deci trebuie să ne temem că cei dragi care au murit suferă din cauza păcatelor comise în trecut? Nu, din moment ce nu sunt conștienți? Exact, dar asta nu înseamnă că totul se sfârșește la moarte. Biblia arată că există o speranță minunată pentru cei ce au murit. Data viitoare când revenim, vom vedea ce spune Biblia despre asta. Bine, abia aștept.